Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Dosarul zilei, ca să zic așa, este dosarul guvernului liberal PNL, PSD mai exact, liberal social-democrat. Discuții interesante astăzi, am aflat că există un drum corect pe care cele două partide ar trebui să îl îmbrățișeze începând de astăzi. Președintele României a dat semnalul într-o declarație foarte scurtă și la obiect. Klaus Iohannis a spus că nu mai desemnează niciun alt prim-ministru până când, în fața domniei sale, nu se prezintă o majoritate bine conturată politică. Deci președintele României schimbă strategia politică, nu mai desemnează un prim-ministru, cum a fost cazul domnului Cioloș, cum a fost cazul domnului Ciucă. Așteaptă ca partidele să se pună la masă, să negocieze, să vină în fața președintelui țării cu o majoritate și apoi va desemna un prim-ministru. România nu are un guvern funcțional de aproape 2 luni, funcțional în sensul de atribuții depline. Suntem așadar în a doua zi de negocieri politice. Ieri a fost discuție între PNL și USR, astăzi discuții și negocieri între PNL și PSD. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus, repet, că suntem pe un drum bun. Ei, cel puțin, țara nu știm dacă este pe un drum bun. O să vedem în perioada următoare. Astăzi vom discuta despre sănătate, discutăm și despre energie. În a doua parte a emisiunii, Ministrul Energiei va interveni pentru a discuta ce s-a negociat la Glasgow. Un summit foarte important pe tot ce înseamnă climă și tot ce înseamnă măsuri care vor afecta viața țărilor și a popoarelor în următorii ani. E o discuție foarte importantă. Se schimbă lumea, da, se schimbă lumea și noi suntem ca într-un film în care trece probabil trenul pe lângă noi și noi nu o să avem posibilitatea să sărim în trenul ăla. Sau dacă mai avem un pic de dram de inteligență, trenul ăsta al lumii putem să-l prindem pe ultima 100 de metri. Dar asta înseamnă multă inteligență, înseamnă multă anduranță politică, mult sentiment pozitiv pentru țara asta. În această seară vom face dezbaterea între partidele politice și o să vedem în ce măsură politicienii care conduc și care vor conduce România se mai gândesc la țara noastră. Haideți să vă prezint invitații. În studio alături de noi sunt Radu Ștefan Oprea, senator PSD, purtător de cuvânt al partidului. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Domnul Gheorghe Pecingină, parlamentar PNL. Bună seara. Mulțumesc pentru prezență de asemenea, pentru prima dată în studio. Bună seara, Ion. Mulțumesc pentru prezență. Mă bucur că te alături dezbaterii, pentru că va fi o dezbatere încinsă în această seară. Bună seara, Robert Turcescu, evenimentul zilei. Bună seara. Ești cam trist, Robert, așa? Nu sunt trist deloc. Chiar urmăresc cu atenție și cu relativă îngrijorare, ca să zicem așa. Ca să-l cităm pe președintele României. Bună seara de asemenea, domnule Emanuel Ungureanu, parlamentar USR. Bună seara. Bună seara, bună seara. Dumneavoastră, cum sunteți, trist? Este o, așa, resimt o tristețe din zona USR-ului, a pierdut. Nu, sunt foarte liniștit, știți foarte bine că am anticipat chiar la dumneavoastră în emisiune ce se va întâmpla. Ce ați anticipat? Vezi că ați pierdut rămășagul politic, ați spus că Lucian Bode o să fie prim-ministru. Am spus că va guverna PNL cu PSD. Acum, în ce combinație nu mai are nicio importanță. Au zis că fac alternanță la premier, un an jumate. Bun, vedem în seara asta ce premier mai aveți dumneavoastră în mânecă. De la USR înțeleg că nu o să mai fie prim-ministru următorii 3 ani cel puțin. Haideți să vedem declarațiile zilei, să le comentăm, să tragem concluzii. Emisiunea rămâne evident deschisă, aștept mesajele și comentariile dumneavoastră. Repet, 2 luni fără o guvernare, cu posibilitatea de a avea o guvernare PNL-PSD, asta se discută, vor fi 4 zile de negocieri, va fi un weekend foarte important, un sfârșit de săptămână în care se va face un program de guvernare pentru România, un program de guvernare cel mai probabil
discutat între PNL și PSD. Declarațiile zilei. Haideți să le vedem. Voi aștepta cu consultările formale până când din discuțiile dintre partide se cristalizează o majoritate, o majoritate asumată de partidele care vor dori să propună un guvern. Abia atunci când această majoritate va fi asumată, voi convoca consultări pentru formarea noului guvern. Partidele au reluat între ele discuțiile și acest lucru este foarte bun. Acum, este foarte clar că încercările de a forma guverne minoritare nu au dus la rezultate și, în consecință, nu pot să accept în continuare astfel de abordări. Este prima discuție, iar discuțiile despre funcții, special despre cea de premier, au fost câteva discuții, au fost câteva variante, unele chiar interesante, cu un premier care să se schimbă odată la 2 ani. Deci au fost câteva discuții. Cred că am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească. De exemplu, situația pe care o vedem astăzi în România și pentru a găsi soluții pentru ceea ce avem astăzi în România, pentru situația de criză. Am vorbit mai vă spunem, despre aceste obiective. Avem o criză în sănătate, avem o criză în energie și pentru acestea avem nevoie de un guvern, avem nevoie de guvernare stabilă. Dacă reușim împreună cu cei la PSD să facem acest lucru, este ok. Nu am avut discuții în ceea ce privește funcțiile din Guvernul României ca să încercăm să anticipăm și întrebările următoare. Credem că prioritatea numărul 1 este stabilizarea României, pe care asta este, au adus-o prin această guvernare de dreapta. Printr-un efort comun și printr-un plan de guvernare coerent, să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de către români. Eu cred că suntem pe un drum corect și dacă vom fi și cinstiți și patrioți, acesta este drumul în care va duce formarea unei noi majorități. Oamenii să înțeleagă că am ajuns în această situație pentru că foștii colegi de coaliție au plecat la guvernare, au semnat o moțiune cu cei de la AUR și apoi au dat jos un guvern. După aceea nu am mai reușit să găsim o majoritate în Parlamentul României. Partidul Național Liberal a flexibilizat mandatul și acum caută, încearcă să găsească majoritatea. Vorbiți cu cei de la USR, vorbiți cu cei de la PSD. A fost o discuție în ceea ce privește propunerea de prim-ministru. Ne menținem decizia partidului și a mea personală să mergem la consultări cu o funcție de prim-ministru. Și de aici, și ascultați-mă până la capăt ca să vă pot lămuri. Și atunci au venit mai multe soluții pe care o să ne analizăm fiecare dintre noi în interiorul partidului. A fost și această soluție de a veni prin rotație. Da, iar mesajele dumneavoastră au legătură cu redeschiderea școlilor, ca să vedeți cum înțeleg politicienii să abordeze agenda publică și interesul românilor pentru subiectele astea și ce se întâmplă de fapt pe scena politică. Domnule Oprea, încep cu dumneavoastră. Mergeți cu domnul Rafila pentru funcția de prim-ministru sau mergeți cu domnul Ciolacu? Nu există o decizie în acest sens în Partidul Social Democrat. Așa cum ați auzit, astăzi au fost primele discuții. În weekend se va lucra la un program de guvernare. Și cred că de aici trebuie pornit. Și pentru că vorbeați despre temele românilor, pandemia, școala, cum trecem iarna. Sunt principalele trei probleme. Și aș adăuga și pe a patra, cum ne păstrăm locurile de muncă, pentru că și IMM-urile sunt la fel de vulnerabile în fața iernii care va veni și a scumpirilor. Dacă răspundem în acest program cu măsuri pe termen scurt, cu certitudine,
poate fi o guvernare care, cu care se trece iarna. Dacă se vor finaliza aceste discuții, în acest sens. Se redeschid școlile în format fizic, spune Sorin Câmpeanu, doar dacă profesorii se vor vaccina într-un procent de 60%, ceea ce este greu de crezut apropo de școală. Ion, cum ai văzut ziua de astăzi? Episodul 30-40? Câte săptămâni au trecut de când a căzut guvernul Câțu? Păi sunt două luni pline de la începutul lui septembrie. Nu, de când a căzut guvernul Câțu. Pentru că văd că domnul Câțu are o distorsiune, așa aduce aminte. În timp și spațiu. Da, în care spune... colegii nu știe, din cauza lor, celor de la USR care ne-au dat jos, că au semnat o moțiune de cenzură cu aur. Nu e adevărat. Colegii dumnealor, PSD, au spus că moțiunea lor trebuie să fie votată și pe a domnilor lor au votat-o, nu moțiunea USR aurată. Hai, n-am mai ajuns la vot. Nu, n-am mai ajuns la vot. Deci ca să-l punem pe domnul Câțu în contact cu realitatea. Deci cei cu care caută domnul Câțu acum soluția ieșirii din criză sunt domnii de la PSD care scriau moțiunea așa pentru Remember. Groparii României, catastrofa guvernului Câțu. Și câte să rememorăm puțin din poate moțiunea că se de cenzură de la PSD, nu, la guvernul de la USR. Sigur că da, dar era guvernul Câțu. Guvernul Câțu, pentru că ei le-au spus celor de la USR, țineți minte, noi nu votăm o moțiune împotriva guvernului că să vă facem vouă jocurile, noi vrem să dărâmăm guvernarea Câțu. E, acum, și așa s-a întâmplat. Și așa s-a întâmplat, dar tot groparii aia sunt. Tot groparii aia sunt. Și asta cu care găsiți soluții. Tot aia sunt. Tu cu ea vă pupați acum. Asta e politica. Înțelege să mănânci un butoi cu lingurița. Așa se spunea Băvă. Dar dincolo de asta, am mai văzut episoadele astea. Nu așa apropiate ca acum, când deci acum 3 săptămâni se făceau gropari și catastrofe și nenorocirea României și că trebuie să pleci odată pentru totdeauna de la guvernare și acum vor să guverneze împreună. Treaba lor. Mi-aduc aminte de președintele Traian Băsescu când a făcut iar o coaliție PDL-PSD. Tot așa, România e în criză, 2008-2009, financiar, să scoatem țara din criză, a durat 7 luni, s-au luat după aia la ciomăgeală îngrozitor, după aia celebru USL. Nu? Cum venise? 70%? Reforma statului, reforma Constituției, jos, nenorociții, cu tare. Ce s-a ales? Deci și acum, jucăm în aceeași piesă. Din păcate e o piesă cam prost scrisă, pentru că tot repetă lucrurile astea fără niciun... Și auzind mai vorbe goale, la fel și acum. Să ieșim, să facem, să dregem... De 3-4 le-am mai auzit în ultimii 10 ani. Și uite la ce au adus până la urmă. Hai să o recunoaștem de la început. Au vrut să schimbăm o guvernare, da? Cu USR, să o schimbăm. Și domnul Câțu a fost ales președinte la PNL cu atâta efort ca să plece dintr-o guvernare cu USR să ajungă a doua mână la o guvernare cu PSD. Pentru că PSD va fi cel mai important partid de guvernământ. N-avem cum să întrebarea este dacă PSD va da prim-ministru sau liberalii vor da prim-ministru. E o găselniță bună asta, în care fiecare justifică foarte bine electoratului propriu. Cu să facem 2 premieri, unul acum și unul să pregătește, să încălzește pe margine, face flotări. Dar întrebarea rămâne aceea. Primul premier care va rămâne va fi liberal Silviu, sau cât PSD? Să pare de ridicol așa ceva, să crezi nu, așa ceva. Ăsta, apropo, e un model european. Există țări în Europa unde își partajează 2 ani, stai tu prim-ministru, 2 ani când stă celălalt. În Germania era Rubai Bibi de Talia cu cel care câștiga prima tură și nu mai lăsa patru. Robert Turcescu, da? Mai să închei o clipă, să mă scuze, Robert, doar 30 de secunde. De ce e bine pentru amândouă partidele? Pentru că liberalii vor spune nu cedăm funcția de prim-ministru, tot noi rămânem la guvernare și peste un an jumate le dăm, deci e perfect pentru noi. PSD va spune la fel. Dăm, depinde ce le dăm. Da, și nu se va mai ajunge peste un an jumate, hai să fim serioși. Iar PSD va spune propriul electorat care vă zice, băi, voi sunteți mult mai mari ca PNL și PNL a mai pierdut și pierde și 20, poate 20 ceva de parlamentari care s-au dus la o... Deci PNL e și mai mic decât era înainte și vrea să
conducă și PSD spune, da, dar o să fim noi peste un an jumătate. Robert Turcescu, cine o să fie prim-ministru? Da. Pentru că e important lucrul ăsta, în spatele ușilor închise, despre asta se discută. Da? Deci povestea între PNL și PSD pare a fi sudată. Cine crezi că o să fie prim-ministru? Cred că va fi Lucian Bode, dar vreau să-l contrazic cu prietenie, sigur, pe Ion Me, spunând așa că de data aceasta, spre deosebire de momentul USL sau de alte momente pe care le-am mai văzut, cred că PSD și PNL sunt condamnate să se înțeleagă și să guverneze cum trebuie. Să vă spun de ce. Momentul electoral 2024 nu e departe. Dacă PNL și... Nu e departe. Dacă PNL și PSD pornesc această guvernare și ea în câteva luni de zile se face praf, în 2024 se fac praf și PSD-ul și PNL-ul, pentru că opoziția AUR și USR ar înregistra în acel an niște scoruri fabuloase. Deci ambele partide se duc la fund dacă această guvernare pe care o pun acum la cale nu funcționează. Eu cred mai mult decât atât și o știu și ca discuții din spatele ușilor închise, că se vorbește despre un agreement, un acord între cele două partide. Sigur, sună SF acum, dar sună pe 7 ani. Deci este vorba de un acord PNL-PSD care e proiectat, sigur, nu știm dacă va și rezista. Aici merg pe mâna. Și tu și Ion Meoniță aveți experiență mai mare jurnalistică decât mine, evident, și vă mulțumesc că sunteți alături de mine în seara asta. Dar Ion a dat exemplu. Unde naiba a ținut o alianță mai mult de 2 ani și jumătate? A fost USL-ul 2 ani și jumătate și alianța da un an și jumătate. Și PSD, PNL? O secundă, te rog. Deci 7 ani ce? 7 ani? În acest moment un referențial pe care să-l luăm și să zicem, domne, o să fie ca atunci, sau mă rog, nu putem face comparații de genul ăsta, contextele sunt total diferite. Se poartă, dacă vreți, că folosesc în felul acesta expresia asta, se poartă de ceva ani, de ani bune, am putea spune, genul acesta de coaliții guvernamentale pe care lumea nu prea le-a văzut în anii 90, să spunem, sau chiar și prin anii 2000, dar de vreo 15 ani, fie că vorbim de Germania, fie că vorbim, ați pomenit mai devreme, Israelul și alte țări, da? au jucat în felul acesta și nu le-a fost neapărat foarte rău. Eu nu spun să ne înțelegem foarte clar că avem de-a face cu o dragoste acum între PSD și PNL. Cele două partide se vor urâ în continuare, dar va fi o căsătorie din interes. Nu va fi o căsătorie O secundă, Robert. Aceeași poveste am auzit-o și când s-a făcut guvernul PNL-USR. Toată lumea știa înaintea campaniei parlamentare din 2020 că useristul, da, adică domnul Ungureanu, de exemplu, care este invitatul nostru, useristul, conceptul de userist, useristul urăște pe liberal și liberalul urăște useristul. Da, asta nu e o chestie... Silviu, iartă-mă, te contrazic. Se urau de vreo, ca să zicem așa, de vreo 2 ani, 3, să zicem, în Parlament, ceva de genul ăsta. Da, între PNL și PSD, dacă e să vorbim pe bune, este o ură la începutul anilor 90. Da? Este ura liberalilor versus comuniștii, feseniștii și așa mai departe. Numai că, spun încă o dată, orizontul electoral 2024 obligă, în cazul în care se va forma un guvern PNL-PSD, la o coabitare diferită față chiar de ceea ce s-a întâmplat în perioada uselistă. E cu totul și cu totul altfel contextul și mai e ceva. Interesant, te rog. Directivele pentru anii care vor veni, și asta am văzut-o și ca experiență proprie în Parlamentul României, sunt dinspre Bruxelles. Parlamentele naționale, în programele pe care le pun la punct, iată, criza energetică de acum, da? Până nu s-a dat verde dinspre Bruxelles că se pot face compensări, subvenționări, așa, Parlamentul n-a mișcat nimic, Guvernul n-a mișcat absolut nimic. Deci, unda
de direcția politicilor naționale vine din ce în ce mai apăsat dinspre Bruxelles pentru statele care sunt în Uniunea Europeană. Așa că diferențele de politici publice dintre social-democrați și liberali sunt aproape insignifiante. Gândiți-vă că am avut un guvern social-democrat, Recte Ponta, care nu puteți să spuneți că am avut o relație ușoară, așa? Care a fost un guvern mai liberal decât multe alte guverne liberale din ultimii ani. Aici am o interpretare, dar o să facem o altă emisiune doar între jurnaliști, am o interpretare de ce era atât de liberal Ponta, pentru că avea foarte mulți prieteni oameni de afaceri, da? De-aia au modificat codul fiscal și a spus, bă, Victor, trebuie să facem business în România, mai lasă și tu micro-întreprindere, lasă business-ul, da? Adică e un băiat plecat prin Serbia care i-a spus, bă, trebuie să încasăm bani, nu înțelegi? Așa cum Ponta la vremea respectivă s-a manifestat ca un mai liberal decât liberalic, nu cred că în momentul de față între programul pe care îl va propune PSD-ul, să spunem, și ceea ce au în minte liberalii, da, apropo de o chestiune de guvernare, vor fi niște chestiuni ireconciliabile, nu se vor înțelege, nu știu, pe procentul de TVA crescut, scăzut sau... ce facem cu pensiile speciale. Aici ați dreptate. Și domnul Vasile Dâncu, chiar și Mihai Tudose sunt oameni care înțeleg business-ul privat. Domnule Ungureanu, i-am amintit pe cei doi lideri PSD pentru că i-am văzut în spatele lui Marcel Ciolacu astăzi la declarații. Domnule Ungureanu, cum ați făcut, ca să zic așa, de a-ți pierdut guvernarea, ați pierdut trenul? Mai stați pe tușă vreo 3 ani de zile, se pare. Păi, nu salvați România. Eu am anticipat și apreciez și crosele și ironiile. Iată că domnul Robert Turcescu tot pe domnul Bode a pus pariu, așa că s-ar putea ca și acest rămășac să țină. Vorbeam de căsătorii din interes. Acolo sunt clar niște bani, foarte mulți bani, 3,7 miliarde de euro intră zilele acestea, dacă nu cumva în 28 octombrie au intrat deja o tranșă din PNRR. Gândiți-vă că cei din PNL au de peste 1000 de primari, la fel și cei din PSD chiar mai mulți. Deci bătaia este pe resurse și cei din PSD și PNL se bazează pe memoria scurtă a românilor. Dar ce vreți să spuneți în subtext? Că se pregătesc să fure, că ăsta e discursul USR-ii. Spuneți-o cu subiect predicat, adică vin niște bani pe care ei vor să-i fure. I-am spus că motivul pentru care n-a existat o căsătorie din interes pentru reforme, cum am spus eu atunci, pentru că m-ați citat... Căsătoria dintre PNL și USR a fost din iubire, da. Nu a fost. A fost dintr-un interes asumat pentru reforme. Între timp și-a adus aminte... Ce reforme a făcut? Am vrut să renunțăm mai de la pensiile alea speciale pe care domnul Rareș Bogdan spunea că le de 30 de... Ce înseamnă pensii speciale? Terminați cu ipocrizia asta. Faceți o interpelare parlamentară. Pensiile speciale înseamnă a celor din serviciile secrete. Exact. De la Ministerul de Interne, de ce nu o spuneți? Toate, acolo e grosul. Nimeni nu vorbește de la USR despre oamenii din serviciile secrete rezerviști. Cum vorbit? Nu vorbiți nimeni, despre lucrurile astea. Dar nu m-a auzit pe mine. Cum nimeni? Exact, spuneți-o cu subiect și predicat. Nu vă învârtiți după deget. Pe toate. Deci am spus să facem o brumă de reforme cu PNL. Nu au vrut. Au așteptat un moment ca să ajungă la bani. Acesta este momentul în care vor împărți banii. Nu mai țineți minte că la Angel Salini au avut aceeași discuție. Au spus, hai să dăm din pix ca pe vremea lui. Da, domnul Ungureanu, ne-am provocat reciproc. Domnule Ungureanu, o secundă, da? Dumneavoastră sunteți de opinia ca pensionarii din armată, din serviciile de informații și din Ministerul de Interne să-și piardă aceste, cum să spun eu, pensii speciale. Nu sunt pensii speciale. Pensii de serviciu. Pensii de serviciu, da?
Credeți că trebuie tăiate, trebuie Eu sunt reduse? Foarte limpede în ceea ce spun. Eu am spus că principiul contributivității trebuie să fie cel sacru și nu poate fi pensia mai mare decât ultimul salariu pe care l-ai avut. Sunt lucruri de bun simț care sunt în legislația europeană și Curtea Constituțională a spus cât se poate de clar că în afară de magistrați, cu o singură excepție, în rest, absolut toate pensiile trebuie altinate. Nu, dar ca să fie clar, deci domnul Ungureanu... Contributivitate. Nu am spus că trebuie să tai, am spus că trebuie să faci pe indirect echitabile. Spuneți asta domnului Coldea. Păi domnul Coldea are o pensie de vreo 5-6.000 de euro. Foarte bine. Domnul Coldea nu-și merită nici un caz. Iarăși o să vă cheme în conducerea USR să vă certe. Nici, nu o să mă certe nimeni. O să vă certe. Toată abureala asta cu... Da, vă admiră serviciile. Știți foarte bine că eu sunt împotriva imixtiunii serviciilor în politică sau... Pe ăștia infiltrați din Partidul Plus a domnului Cioloș, care au lucrat pe la SRI prin serviciile de informații, ați curățat din USR? Tocmai asta am spus, am cerut afară tot cei care au intrat pe ușa din față, care au intrat cu CV-ul. Și ați curățat, i-ați dat afară din USR? Da. Domnul Pecingină. Nu știu dacă i-au dat afară sau nu și nu e problema mea, dar cu privire la pensii, nu vreau Lăsați cu pensiile. Până la pensii, ce faceți cu guvernarea? Insistați pentru funcția de prim-ministru pentru PNL, pentru că aritmetica nu vă ajută. Pesediștii, în comparație cu dumneavoastră, au mai mulți parlamentari. În partea cealaltă cu USR-ul, aveați ascendentul moral, matematic, aritmetic în Parlament, să spuneți, doamne, noi dăm prim-ministru. Aici cu PSD e mai complicat, că au cam 10% în plus parlamentari față de dumneavoastră. Probabil partidele vor merge cu o propunere și cel care desemnează este președintele Klaus Iohannis. Și cine, care este propunerea dumneavoastră? În momentul de față nu s-a discutat în forurile de conducere ale partidului și echipa de negociere a fost mandatată ca unul dintre principiile de negociere să fie ca premierul să aparțină Partidul Național Liberal. Când în istoria noastră recentă de vreo 30 de ani partidul cu parlamentar mai puțin a dat prim-ministru? Nu s-a întâmplat. Este posibil acum. Și cum bine ați văzut, ambele partide cu care am discutat, atât USR-ul cât și PSD-ul, de data asta au achesat și au considerat că proiectele noastre, inclusiv reformele asumate prin PNRR, sunt lucruri bune, inclusiv cei de la, și cel contrazic pe domnul Ungureanu, inclusiv cei de la USR au considerat că și programul, au reanalizat și programul Angel Salini și n-au mai fost atât de vehemenți. Da, cei de la USR? Cred că s-a mai întâmplat ca un partid cu mai puțin parlamentar să dea premierul, dacă mi-aduc aminte, în guvernarea Boc, Silviu Mănăstirii. Nu e adevărat, cine? Când au făcut PDL-ul cu PSD-ul guvern? Pe când a făcut PDL-ul, avea un parlamentar în plus. Avea un vot în plus. Că așa a fost pe uninominală în 2008. Deși PSD-ul procentual câștigase alegerile în 2008, Partidul Democrat și Liberal, da? Adică 3/4 din PNL-ul actual, da? Și a avut un mandat asta în plus. Sau chiar două mandate. Traian Băsescu a spus asta. Evident. Și a justificat. Și mai e ceva, USL-ul, dat acum de exemplu bun, s-a constituit împotriva lui Traian Băsescu. Și scopul USL-ului a fost să-l dea jos pe Traian Băsescu, prin manevrele. Deci, domnul Oprea, din 2012. Dacă vă înțelegeți cu liberalii, vreți să guvernați până în 2024 sau faceți anticipate? A spus la un moment dat că să fie un guvern tampon până pentru anticipate sau un guvern care de specialiști. Nu mai aveți cu specialiști, nu mai aveți anticipate? Ați văzut că în ultima perioadă, din ce în ce se vorbea despre alegerile anticipate ca o soluție posibilă. Să nu este o soluție posibilă, acest lucru l-am spus de la bun început, în acest moment, fiind condițiile pandemiei și numărul foarte mare de decese, din păcate. Sunt încă foarte mulți români care pierd lupta cu... Dumneavoastră ați acuzat în moțiunea de cenzură că e de vină guvernul Câțu pentru situația.
Da, și sunt soluții pe care le-am prezentat și sunt publice în acest moment. Bun. Cum putem să reducem creșterea numărului de Dar asta vreți să le puneți în aplicare împreună cu liberali. Trebuie spus într-o majoritate. Care ne place, la ne noi. Place, este o situație critică în România. Chiar dacă ne place. Dar nu ne place acest lucru. Vinovați pentru asta? Nu, ba da. Că a spus că numărul mare de... Din punctul meu de vedere, cei care sunt vinovați vor trebui să răspundă. Este și o comisie de anchetă acum în Parlament asupra achizițiilor din timpul pandemiei. Dacă nu se întâmplă niște lucruri... trebuie să se lămurească. Domnul Oprea, astăzi este joi 4 noiembrie. Domnul Oprea, vă uitați la mine puțin. Vă rog. Azi e joi 4 noiembrie. Când o să avem guvern funcțional? Avem săptămâna viitoare, săptămâna 8-15 noiembrie? Nu cred că este convenit un calendar în acest moment, dar dacă se lucrează în weekend la programul de guvernare... Cât o mai ținem așa? Dacă programul de guvernare este agreat, probabil că poate fi un calendar destul de rapid. Dar nu știu dacă acest calendar a fost agreat. Când după 15 noiembrie, nu săptămâna asta, când o să avem guvern? Când guvernul funcțional poate să dea ordonanțe, poate să ia decizii, în momentul în care, bugetul României, în momentul numai în care România se identifică, ați auzit că au convenit, asta a declarat președintele Marcel Ciolacu, că am cerut deja execuția bugetară, astfel încât să venim colegi foarte repede în Parlament de rectificare bugetară, dacă e nevoie. Deci lucrul acesta se poate întâmpla foarte repede. Vor continua negocierile pe un program de guvernare. Dar aș fi vrut să fac o remarcă, da, pentru că l-am auzit pe domnul Ungureanu așa de coretorică, cum că toți primarii care doresc binele comunității locale și reprezintă interesele cetățenilor care i-au votat, ar fi cumva, hai să folosim retorica USR, hoți. Ceea ce este o mare, ceea ce nu are sens, adică, păi asta era retorica dumneavoastră. Angel Salini, toți care vor Angel Salini ce să dă, sau PNDL-urile, n-au fost programe bune pentru comunitățile locale. Nu aveți dreptate cu această chestiune absolut deloc. Domnul Ungureanu, v-am ascultat, nu v-am întrerupt. Știu tactica dumneavoastră, știu că vă place la telefon ca să puteți vorbi în continuu, dar să știți că fac față acestei provocări și pot vorbi peste dumneavoastră oricât doriți, că am plămâni și mă pricep la chestiunea aceasta. Dar... dacă ar fi să folosesc retorica dumneavoastră, v-aș aduce aminte de minunata agenție din cadrul Ministerului Sănătății cu buget de 10 miliarde de euro, pentru care tocmai v-ați supărat. Vedeți? Păi vedeți, nu mai folosiți această retorică. Dar nu mai folosiți acest lucru pentru că nu este adevărat și jigniți alegătorii din România pe cetățeni care au încredere în primarilor. Nu mai faceți lucrul acesta. Agenția aia de la Ministerul Sănătății era făcută pe principii useriste. Pentru știm că nu fură. Da, ei doar împrumută fără dobândă pe termen limitat. Păi am înțeles. E vorba de retorică. Și de aceea trebuiau neapărat numiți procurorii de către ei, nu de către alții. Sau useristul nu vrea să fure. Am înțeles. Useristul vrea să facă reforme. Dumneavoastră furați. Asta este sunt anumite reforme care, așa cum sunt enunțate în PNRR, sunt convins că vom avea o opinie foarte clară asupra lor, astfel încât să nu intrăm într-un program de austeritate nici în ceea ce privesc pensiile, nici în ceea ce privesc mărirea salariului minim. Facem un scurt intermezzo, o să revenim într-o discuție, sper în seara asta, măcar cu Robert Turcescu și cred că vei fi partenerul meu în discuția asta și Ion Meoniță, să discutăm puțin despre influențele și despre grupările de politice de interese din PNL și din PSD și cum va arăta viitoarea schemă de guvern. Pentru că cred că asta ar fi de interes. Cine va merge la sănătate, cine merge la transportul, cine o să fie prim-ministru, ca să depășim faza asta teoretică a discuției. Luăm o scurtă pauză comercială și până ajungem la discuția asta despre guvern și cum se împar portofoliile, vom discuta despre Nicu Șordan. Nicu Șordan nu are certificat verde. Și săracul a scârțit pe la ușa guvernului să se întâlnească cu Ciprian Ciucu, șeful PNL București, să se vadă cu Câțu, premierul interimar. Nicușor n-a putut intra în sediul guvernului la Palatul Victoria că n-are certificat verde. Ce a vrut Nicușor astăzi? Păi Nicușor a avut ce a avut și firea acum 2-3 ani de zile. Toți primarii capitalei, da? Și aici iese vorba aia, provincialul din mine, da? Omul care a venit la București acum 13 ani, plecat de la Cluj, la Poca, da? Nicușor Dan merge cu mâna întinsă ca un cerșător să ceară bani de subvenții. Și el cere vreo 100 de milioane de euro ca să dea el subvenție bucureștenilor. Da, 2/3 din factura de încălzire. Pentru că așa e șmecheria în țara asta. Bucureștenii, da,
cei care locuiesc în capitala României trebuie să beneficieze OTOVA, că sunt bogați, că sunt săraci, că sunt clasă medie, să beneficieze OTOVA de subvenție la căldură. Și primăria capitalei n-are bani și în fiecare an primarul capitalei, că acum se numește Nicuș Jordan, vine la guvern să-i dea sute de milioane de lei să asigure această subvenție, da, pentru bucureșteni. De ce subvenție? Pentru că se risipește căldura prin țevile sparte ale termoenergetica și țevile sparte și el ce nu bagă gaz, face energie și toată căldura se duce în subsolul Bucureștiului. De a putea face o mare stațiune spa, da, de, de asta de ca la ca în Austria. Că ăsta este adevărul. Da, scoatem apa caldă mai mult și de jumătate se pierde. Jumătate din energia, din căldura, din apa la caldă care se produce din prețul se duce în pământ, în pământul Bucureștiului, iar Nicușor evident a venit la, e cuvântul urât, la ce și bani, să facă rost de bani ca să plătească subvenția. Pauză și revenim. Venit în direct, știri pe surse.ro anunță un guvern semafor. Este un model israelian. După o criză politică și mai multe runde de alegeri în Israel, forțele politice au ajuns la concluzia cele două mari forțe politice la un consens în sensul că în care 2 ani de zile, da, discutăm de un ciclu electoral complet de 4 ani, 2 ani de zile să fie din partea unui partid un prim-ministru și celălalt 2 ani să fie prim-ministru din partea celuilalt partid. Naftali Bennett și alții negociază. Pe acest model israelian, cei de la PSD ar vrea să guverneze împreună cu liberalii România în următorii 3 ani. Asta înseamnă că dacă va fi desemnat un prim-ministru de la PNL, el va ceda probabil această funcție după un an și jumătate, dacă este să facem fracția celor 3 ani să... la jumătate. Da, un an și jumătate premier PNL, un an și jumătate premier PSD. Cam astea sunt discuțiile exploratorii de astăzi din negocierile dintre PNL și PSD, domnule Oprea. Cum este ideea asta? Este fezabilă, să zicem așa? Negocierile nu s-au încheiat. Se începe a discutat principii, a discutat portofoliu de guvernare, așa cum au declarat și cei de la PNL și Marcel Ciolacu, președintele Marcel Ciolacu, nu au discutat funcția astăzi. Știu că s-a discutat despre programul de guvernare și știu că în weekend se va lucra. Vă întreb altceva, că nu, de la dumneavoastră nu scoatem nimic în seara asta, că ăsta este punctajul de partid. Mai insistați cu specialiști sau intrați în guvern cu oameni politici? Cum ar fi, de exemplu, dumneavoastră? Domnul Rafila? Nici acest lucru nu este stabilit. Nu a fost nicio discuție în vreunul din forurile de decizie ale PSD. Nici în Biroul Permanent Național, nici în Consiliul Politic Național. Deci, în acest moment, nu există nicio decizie. Domnul Rafila are loc în acest guvern? Domnul Rafila este teoretic propunerea noastră de prim-ministru. Dacă ne aduce pe de altă parte, domnul Tudose ne-a spus aseară, nu, domnule, propunerea noastră de prim-ministru va fi chiar președintele partidului, adică domnul Ciolacu. Iar astăzi s-a introdus ideea că domnul Rafila e bun la sănătate și să meargă la sănătate. Dumneavoastră cu cine să mergeți prim-ministru? Cu domnul Rafila sau cu domnul Ciolacu? Cine va decide Consiliul Politic Național. Este evident lucrul acesta. Când avem o decizie, cu cine mergeți prim-ministru? Cu domnul Câțu, cu domnul Ciucă sau cu un alt liberal? Nu s-a luat o decizie în acest sens și cred că ne grăbim puțin pentru că echipele de negociere au avut un mandat să negocieze, să vină să prezinte în fața Biroului Permanent Național ce au discutat cu ambele formațiuni politice și urmează un vot. Știți câte decese au fost ieri în România din cauza COVID? Știu ceea ce spuneți și asta e motivul pentru care suntem la negocieri și cu PSD-ul. Deci ăsta este motivul pentru care ne-a făcut de negocieri cu PSD-ul și cu... Și cât mai durează negocierea asta? O săptămână? Două? Trei? În cel mai scurt timp posibil vom avea un guvern. Domnul Oprea, ne prinde Moș Nicolae fără guvern? O putere guvern? De plină, pentru că avem și acum un guvern. Ne prinde Moș Nicolae? Eu cred că nu. Aduce Moș Nicolae un guvern nou? În ultimile 10 zile au fost peste 4.000 de decese. 4.300. Și nu, adică, repet, dincolo de faptul că avem discuția asta politică, care oarecum este, batem oarecum apa în piuă, în esență, că discutăm principii, cei care se uită la noi...
eu fac emisiuni pentru telespectatori, dumneavoastră faceți politică pentru că sunteți plătiți din bani publici să faceți politică și să livrați proiecte și politici publice, da? De acord cu dumneavoastră. Da? Deci oamenii se uită la dumneavoastră și spun, bă, când o să facă ăștia guvernul, da? Când o să avem miniștri? Cine o să conducă haideți sănătatea? Cine conduce economia? Ne referim la ziua de astăzi. Ce s-a întâmplat azi? A fost prima întâlnire formală între PSD și PNL. Și de acolo s-a ieșit cu un discurs comun că lucrăm la programul de guvernare. Dacă nu era pandemie și dacă nu mureau 400 de oameni pe zi, era perfect. Putea să negociați ca în Belgia. În Olanda, de exemplu, negociază un an de zile până fac. Noi avem măsurile. Au 20 de partide în Parlament. Avem 100 de puncte. Avem 100 de puncte. Priorități pentru această etapă. Noi credem că sunt soluțiile pentru a reuși să depășim acest lucru. Robert Turcescu. Le discutăm împreună. Asta e negocierea. Cine primește bila albă, cine primește bila neagră. Haideți să facem guvernul, da? Ca să zicem. Pe cine vezi prim-ministru? Eu am spus. Merg pe varianta că liberalii vor da premierul cel puțin în primă fază și că se va merge pe varianta... A domnul Ciucă. De ce nu domnul Ciucă? Nu. Pentru că domnul Ciucă a ieșit din calcul. În momentul acesta... Păi de ce zice asta? Cum se iasă din calcul? Este preferatul președintelui Iohannis? Este general? Generalii ascultă? Da, este... Generalul execută? Da. Numai că domnul Ciucă și-a dovedit incompetența în negocieri aici. În momentul de față se încarcă politic toate aceste negocieri. Pentru că așa cum menționam înainte de pauza publicitară, aici nu mai merge cu... trebuie împăcate toate aripile și aripioarele din cele două partide. Păi pentru care aripi? La PSD. La PSD ce aripi sunt? Păi aripa Ciolacu versus aripa Stănescu-Firea, spre exemplu. E o variantă. Stănescu-Firea. Adică... Ăla este tractoristul? Ce, domnul Turcescu, nu am văzut aceleași imagini? Au fost împreună la negocieri. Cred Stănescu că nu era în poză. Nu era în poză, domnul Oprea Stănescu. Tocmai de-aia... Erau, au fost astăzi prezenți și doamna Firea, și domnul Stănescu, și domnul Ciolacu, da, are dreptate, domnul, și domnul Tudose, și domnul Grindeanu. Stănescu este mai mic de înălțime, era dâncul la 2 metri și îl ecrana pe Păulică Stănescu, așa este, da. Știți cum e asta? Când la un moment dat zici, nu știu, erau niște filme din ăștia, intră toți într-o încăpere cu armele scoase, nu cumva să tragă unul înainte. Sau deci, da, am înțeles ideea, dacă nu se luptă în interiorul PSD, ele trebuie să existe pentru că de ce ar fi PSD-ul altfel, corect. Domnul Oprea, există aripi și în interiorul PNL. Bun, să trecem la aripile din PNL. Aripa din Ardeal versus aripa de la, mai de la sud, de aici, din partea asta. Pe care deci aripa de la sud? Robert Turcescu, hai să nu vorbim în metafore. Alb sau negru, zi ce știi. Deci, păi vorbim de aripa Boc, care îl vrea în momentul de față pe Lucian Bode, prim-ministru, pentru că e omul în care aripa ardeleană, hai să zicem așa, are încredere în acest moment și cred că în această zonă e și Rareș Bogdan care marșează pe această chestiune și sunt alții care, sigur, ar visa, nu știu, uite, pe domnul cine? Ăla, cum îl cheamă, de la Ploiești. Cum îi spune? Ei, lasă că știm numele. Cu procurorii. E un lider important. E Iulian Numitescu, președintele Consiliului Județean Prahova. Vedeți? Deci apar tot soiul de arii care, repet, dacă nu sunt mulțumite cu funcția de premier, să zicem, trebuie mulțumite cu posturi în executiv. Aici va fi problema, dar problema nu va fi neapărat între cele două partide, între PSD și PNL. Cred că aici lucrurile se așează rapid. Asta este poza, o secundă, văd spectatorii, poza de la PSD. Facem analiză pe poză. În spate domnul Tudose și domnul Dâncu, da? Sunt în spatele lui Marcel Ciolacu. Da. Pe partea stângă, cum ar veni, într-adevăr, vine pe turnantă acest viclean copil de casă al lui Liviu Dragnea, pe nume Paul Stănescu. El este cu Firea. Da? Deci Paul Stănescu cu Firea pe partea cealaltă, Tudose și Vasile Dâncu în spatele lui Marcel Ciolacu. În planul secund este Alfred Simonis și eternul Claudiu Manda.
da, Claudiu Manda cu Olguța Vasilescu, care este de partea lui Stănescu și a lui Firea. În partea cealaltă, Simon Izdâncu și Tudose e pe partea președintelui PSD. Deci, vedeți, toți acolo sunt, bă, nu cumva la negocierile astea, să se întâmple cumva cum s-a întâmplat când a mers Ludovic Orban să negocieze cu useriștii și a venit și le-a dat-o la impuse celorlalți. Bun, așa, tu vezi pe Mihai Tudose, Ion, Robert, da? Între jurnaliști mai avem câteva secunde până la cealaltă pauză. Îl vezi pe Mihai Tudose în guvern, îl vedeți pe Vasile Dâncu, o vedeți pe Gabriela Firea, îl vedeți pe Simonis, da, pe oamenii care sunt în spatele lui Ciolacu, îi vedeți în guvern? Adică intră PSD-ul cu oamenii de top, leadership-ul partidului în guvern? Poate și PNL-ul și PSD-ul, spun doar atât, din punctul meu de vedere, vor intra cu oameni de forță în guvern. Dar unde era guvern, Fila, Robert Turcescu? Unde era Fila? Fila nu e. Cred că e plecat din țară. Are o problemă cu certificatul verde. Da. Bun. Alexandra Fila, nu are cu legea. Deci, apropo de guvernul ăsta care urmează să se negocieze, să se nască, Alexandra Fila este oarecum singura certitudine în ideea de a fi ministru sănătății. Oarecum va sta doamna Firea la masa guvernului alături de liberal? Cum va funcționa? Doamna Firea, spuneți-mi și mie, cum va funcționa? Vă închipuiți chestia asta? Doamna Firea, în calitate de ministru al muncii, în locul doamnei Turcan, va funcționa foarte bine. Și doamna Turcan ce va face? Doamna Turcan se va pensiona. Va aștepta celălalt guvern. Am înțeles. Pauză comercială. Luăm pauza comercială. O luăm acum pentru a discuta despre Nicușor Dan. Avem și intervenția ministrului energiei de la Glasgow, acolo unde vă spuneam, dincolo de cearta asta românească politică, la Glasgow s-au luat niște decizii foarte importante care vor impacta și vor avea impact pe viața noastră de zi cu zi în următorii ani. Concluziile ar fi următoare. Puneți bani deoparte, în anii următori energia, gazele, tot ce va însemna cheltuierile de supraviețuire de zi cu zi, până la urmă vor crește exponențial. Șmecherii, oamenii puternici ai planetei au decis că trebuie să plătim pentru a salva această planetă de poluare și de efectele, cum să spun eu, ale încălzirii globale. Pauză și revenim.